Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul meu, un nou episod cu Estate Agent Simulator, jocul în care suntem agenți imobiliari și în viitor apropiat, sper cât mai apropiat, vom fi și fermieri sau manageri de fermă. De fapt, cred că mai bine spus fermieri, pentru că ne vom ocupa și de munca în sine de la fermă. Doar că momentan nu ne permitem, costă în jur de 1 milion și practic la asta lucrez eu acum. Avem și un cățeluș pe care l-am adoptat zilele trecute, trebuie să-i punem niște mâncărică, îl cheamă Azorel, o să ne și jucăm puțin cu el. Așa ca de început, hai dă mingiuța cu a. Hai. O iau cu E. Eu arunc în partea și gata, mi-am făcut datoria. Stai să o salutăm și pe Iubi să vedem ce face. Bă, era aici Iubi. Dacă e la duș, nu mai aștept. Da, e la duș. Să știi Iubi că am plecat, la revedere. În curând vom putea să mergem și la vânătoare, ca idee. Momentan încă nu e disponibil, încă nu s-a băgat update-ul. Și ce vreau eu să verific astăzi prima și prima dată, vreau să văd dacă mi s-au colectat chiriile, pentru că după cum puteți observa, e 11 dimineața și eu nu am chirii de colectat. Dar mi-am pus doi oameni care ar fi trebuit să-mi colecteze chiria. Doi oameni, ia. Doamna asta mi-a colectat cât? Hello. Asta mi-a colectat de la casa 5, 2, 20 și 27. Mi-a dat anul ăsta, profitul meu 17.419, pentru că și-a oprit ea comisionul ăla de 200 pe zi sau ceva de genul. Dar ar fi trebuit să am mai multe chirii. A, nu, uite, că am 3 case la închiriat, ok. Am 3 case la închiriat, de cele sunt cam toate pe... Am 8 în total, dintre care la 5 mi-a colectat ea sau la 4? Las că vedem mâine și ținem cont de treaba asta. Eu ceream inițial pe casa asta, ceream 3250 pe chirie pe lună. Hai să vedem cât îmi dă domnul ăsta, domnul Eric. Vrea 21 de zile. Păi e un deal bun, hai să vedem cam cât vrea să negocieze. 2100. Nu, dar o să-i propun 2500, pentru că la numărul ăsta de zile chiar pot să fac un discount. Ia să vedem, vrea sau nu. Da, a acceptat. Easy. Următorul domn a venit la aceeași casă. Asta e, din păcate s-a dat casa. Hai să ne luăm niște mâncărică, că nu cred că mai am. Nu mai am mâncărică. Ne luăm un suc. Bere bem decât seara. O gogoșică și o pungă de chipsuri. Le luăm pe toate de aici. Hai să mâncăm puțin să ne mai crească statusul, că aproape că murim de foame. Uite asta cu mașina, aproape că a dat peste mine. Am zis aproape de 3 ori în 2 secunde. Bun, mai avem 2 case de închiriere. Mai avem casa cu numărul 43 și casa cu numărul 3. Deci în momentul de față, din 8 proprietăți avem 6 închiriate. Sunt curios dacă în alea 8 mi-o numără și pe asta sau nu. Ia să așa puțin. Deci am așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu, nu mi-o numără, asta e separat. Hai să vedem doamna contabilă ce zice. Putem să vorbim cu ea? Nu putem, nu? Nu, putem doar să o dăm afară sau să mai angajăm și pe altcineva. Ok, lasă că nu ne băgăm la creație. Mai aveam investiție în Bitcoin, parcă. Ia să vedem. Aveam o investiție în Bitcoin. Ziarul nu pot să-l citesc. Și hai să vedem cum e cu Bitcoin. Oh, e-mail. Hey, congratulations, we won the key. Avocatul! Am angajat data trecută avocat pentru că chiriașul de la casa cu numărul 34 nu a vrut să-mi dea chiria și avocatul mi-a trimis acum un e-mail în care mi-a spus că au evacuat chiriașul și mi-a recuperat suma de 2400. Bă, e bine că mi-am luat avocat. Este foarte bine. Hai să vedem unde eram cu cripto. Eu nu mai țin minte prețurile. Păi eu de cât investesc, trebuie să țin minte neapărat astea. 616, 29, 90. Bă, știți ce o să facem? Fiți atenți. O să mi le notez aici. Mi le notez într-un not pe stat așa. Kiki e 616. Dogecoin e 29,95. Și Bitcoin-ul e 36,698. Și asta e 616.61. Așa mă, să le am eu notate aici ca să știu de unde am plecat. Bun, și hai să cumpărăm așa. Hai să cumpărăm... 2 Bitcoin, să avem 5. 2 Dogecoin, să avem 5. M-am dat toți banii, aveam 1000. Și vreau și Kiki 3, dar mamă, dar nu că Kiki. Cât a crescut ăsta? De la 616 s-a făcut 620 plus și ăsta de la 36698 scade. Wow, deci văd piața gen în timp real. That's amazing. Ce tare, wow. Deci momentan suntem pe pierdere.
Ok. Hai că m-am băgat la creație prea mult și am rămas fără bănuți. 116. Cum fac eu cu 116? Că eu aveam de gând să cumpăr niște pământ. Astea sunt casele astea, de ce nu se dea oare? Ia să verificăm. S-ar putea din cauza că sunt prea scumpi. Opa! Nu, păi am citit asta. Am citit asta, mă. Ok. De ce nu se dau casele astea? Rente, nu. Aici am spune cât mai am din fiecare chirie. Și pe urmă va trebui să închiriem iarăși casele, nicio problemă. Aici nu știu, best players. E topul la câți bani au alții care joacă jocul ăsta. Bine, jocul e single player, dar ei fac topul adunând toate informațiile de la ceilalți player din lume. Ok, suntem pe locul 5137. Poate o să vin și noi la un moment dat măcar pe 1000. Dacă o să mă țin de joc și o să-i dau tare cleaner. Putem angaja cleaner. Putem angaja cleaner de la agenție de curățenie. Ok, ce mai putem să închidem? Aha. Și asta face... nu, îmi spune câte la fiecare... Yes, hai să deblocăm una. Hai și pe a doua. Atât. Bun, și dacă îi dau... clean. Trebuie să-i dau și bani, mamă, 850 să-mi facă curățenie. Deci, să-i dau 575 să-mi facă curățenie la casa 34. Bă, păi nu sunt la nivelul ăsta, că nu câștig chiar atât de mult. Lasă-mă puțin, că eu nu prea fac față nici cu banii pe care am. Items info. Putem să găsim pistol care costă 20.000, asta cred că la licitație, bă. Mamă, câte chestii putem găsi. Bă, dam și o bară de scroll, să-mi fie major. No. Azi că dăm așa de scroll. Ia, din săgeată pot? Nu pot. Cum n-ai să pot? Gata. Uite câte chestii. Dar cea mai scump, cel mai scump cred că e pistolul ăla la 20.000. Uite, 2.000 aragaz. Bă, sunt ceva, că uite, 6.000 laptop. Sunt ceva lucruri pe care le pot găsi la citate. Dar unde îmi găsesc casele închiriate? Aici am pe web. Bun, casa numărul 3 e dată. Adverb not activ. What? Stai așa, păi eu ce găseam aici? 43... Și 3. Păi și de ce nu sunt active? 43 cu 3. 43 cu 3. Sunt active, ok. Și asta? Casa numărul 34. Ai, de unde mi l-a dat pe la afară. Păi hai să facem curățenie la 34 și o băgăm și pe asta pe piață. Cu oricum că nu vine niciun client. Aparent cred că am pus prețurile prea mari, dar după ce fac curățenie la 34, nu? 34 parcă. Cred că asta de aici e. Is not for rent. Sau asta, nu mai știu care. Hai că mergem la amândouă. Vedem care e treaba. Ușor. Mă bucur că am scăpat de Porsche-ul ăla nenorocit că... De fapt n-am scăpat... nu, am scăpat de dubița mea. Chiar vreau ca să mă bucur că am scăpat de Porsche-ul ăla. Că mi-am adus aminte de frânele lui care nu prea țin. Bine, o mai țin puțin. S-ar putea să-mi dispară mașina la event când o să se scoată update-ul cu eventul de Crăciun, dar... Deși dacă mă gândesc mai bine, cred că aș putea să o vând până nu se scoate update-ul, că bănuții n-are cum să-mi ia. Și așa măcar vând mașina de la Moș Crăciun și rămân cu niște bănuți. Că s-ar putea când scoate eventul să-mi scoată și... sau să-mi scoată doar design-ul de pe aia, cine știe? Bun. Aici trebuie să fac curate astea așa. Nu mai știu... aici, da. Aici, unde a stat împuțitul ăla. Care nici măcar n-a vrut să-mi plătească chiria, trebuie să-l dau în judecată. Mai dau bani și la avocat. Așa. Stai, bă. Ar fi fost mișto să mă pună să le reciclez și pe asta și să iau bani pe gunoi. Nu s-au gândit atât de departe. Asta e căsuța aia simplă, gen cu o chicinetă aici și... 34, bun. Hai să o punem la vânzare, la închiriere. 34, are deja poze. O punem cu cât? 1100... 1700, nu, ok, exagerez, 1300 poate. 1300 și deja e exagerat, sincer. La 1300 deja e exagerat. Bun, mai aveam o parcelă de pământ pe aici pe undeva, vreau să o găsesc să văd cât costă, că sunt curios. Uite aici în față, hai că am venit în locul potrivit. Bun, hai să vedem cât costă asta, că am uitat. 18.900. Ok, hai să o cum... You need talent, nu pot să o cumpăr. Uitați-vă și voi. Păi și ce talent îmi trebuie?
Am 750 XP. Ce talent îmi trebuie? Loan. Land. Now you can buy... Ok, și... A, între 750 XP și am decât 351. Pentru că îmi luai pelea de curățenie. Ok, deci nu pot să fac asta momentan. Cum îmi fac eu XP-ul? Cred că doar colectând chiri și atât. Vreau să-mi cumpăr parcela aia ca să văd dacă pot să-mi construiesc pe ea. Și cât m-ar costa să construiesc. Am așa o bănuială că pot să construiesc ceva pe... pe parcela aia. Că altfel nu mi-o pune aici. Uite, și mai una și în partea asta. Băi, ești nebun? Asta cât e? 18.000. A, e același... A, nu, cred că suntem pe aceeași parte. A, da, că decât am dat-o acolo. Nu cred că sunt mai multe. Bun. Nu mai putem face nimic. A, chiria s-a colectat. A, cursă puteam să facem. Ia mă, hai să facem cursă de-a chiar. Am văzut că era zi de cursă. A, zi de cursă cu ăla, dar nu fac eu cu ăla, că l-am o sparge. Hai să vedem dacă putem să câștigăm niște bani rapizi. Să rămână. Yes, I won't join the race. 2000, cum să nu? 2000 și scot 15.000. Mm. Și locul 2, 10.000. Deci locul 1 și 2 ies pe plus oricum, pe profit. Mă, vezi cum locul din astea modificate? What? Și suntem decât 3. Wow, deci... A, ba, nu, sunt mai mulți. Mamă, vezi că mă... Wow, 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 și ăștia încearcă să mă scoate și din cursă. Nu joacă cinstit. Nasol. Bă, nu mai câștig 3-ul. Da, dar mă lovesc că ăștia în continuu. Nu e corect, vreau să jucăm corect, nu pe cribdă. Nu vreau să se cribdeze. Îi fac oricum. Ia-mă pe acolo, pe aia și sari. Am zis de el și am sărit eu în cavaș. Da, am pierdut 2000. Mai băgăm o fisă. Bă, am zis de el să sară și am sărit tot eu. Nu mai pot. Fai, am pierdut 2000. Știu un loc unde putem să-i înmulțim. Cred că cu toții știm locul ăla. Am eu un loc secret aici unde pot să-i înmulțesc. Bă, nasol. Trebuie să aștept ziua 2 să iau chiriile. Și să văd dacă mai impune XP. Bă, de fapt, hai să facem un test. Hai să parcăm bolidul ăsta aici. Să vadă unchi ce mașină mi-am luat. Ford Raptor. Hai să mai verificăm o dată. Deci avem așa, avem 351 XP, da? Hai să ținem de treaba asta și să vedem dacă câștigăm aici. Mă scuzați, mă încearc o tusă. Să vedem dacă câștigăm aici, dacă o să-mi pune XP sau nu. Ne băgăm la 21, că asta știm, la Blackjack. Și hai să jucăm pe 3000. Bam. Câștigăm din prima, cred, la 14. Hit. 24. 10.000. 10.000 că simt ca doamnă mi-o dă. Mi-o dă peste ochi. Stand. 19, mamă. 30.000. 10, mamă, 5. 7, 10. 12. 13. Pai, am pierdut 40 ceva de mii. Nu pot să cred așa ceva. Pot să cred că nu plec pe plus. Blackjack. 17. Stand. Hai încă o mână. Hai încă o mână să o luăm înapoi. 20.500 joc. Hai. As, as. 18. E bine, e bine. E bine, e bine, e bine. E bine. 21. 14. Nu-mi place 22-ul. Bă, trebuie să plec pe plus. Mamă, deci mă enervează că am pierdut. 21, yes. Easy, easy, suntem pe plus. Hai, încă o mână, simt că îmi dă 2 la rând. 10. Yes. 19, easy. I-a făcut 21 din 18? Bă, nu există așa ceva în viața reală. As. 12. Bă, du-te-n măta. Du-te-n măta, ce mă enervează. 30.000, hai. Hai mă, hai că nu despre asta este episodul. Stand.
În final să vedem dacă mi-a dat XP, nu mi-a dat, tot 350, deci m-am jucat degeaba. Am pierdut banii degeaba. Hai, hai. Verde sau negru, hai, hai că aici câștig sigur. Negru, ok. Nu, cred că roșu merge acum. Și văd că dă mai negre, asta e dubios. Hai, hai. Hai că vreau să mă întorc și eu măcar cu 50.000 acasă. Nu mai dă. Bă, dar verde nu dă mă niciodată. Și aici pe roșu, măcar mi-a dat roșu. Să vedem partea bună, că mi-a dat roșu măcar. Mi-a dat bani înapoi să mă arunc. As! Și de ce nu mi-a dat în plus? Că am câștigat. Nu înțeleg, ce e neregulă cu jocul? Du-te, dracu. Hai. Hai acasă, că nu mai cumpărăm niciun pământ. Nu-i mai cerem bani, nu-i mai cerem bani. M-am gândit mai bine că bani scade aia la acolo, la prietenie, iubire, înțelegere, nu... Nu-i mai cer bani, că cerea cu ea muncește și o bala pe cănele, ce facem aici? 121, hai. 0, suntem pe 0 azi. Experiență mai avem, 366, nu ne-a crescut deloc. Hop, 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 iubi. Vreau și eu niște bani. 100%, wow, wow, wow. A, 1000 are. Ce dracu fac cu 1000? Mamă, îngrescut pe 100%. Ce dracu fac eu cu 1000? Hai la birou, mergem cu spatele la birou, că e aproape. A, uite, și avem o chirie pe care trebuie să o colectăm. Oh, 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 că avem client. Avem un client aici, așa. 1300 cer. A, asta e casa de unde l-am evacuat pe ăla. Cât îmi dă? Pentru 7 zile, ce dracu. Hai. Vezi, puteam să pun mai mult în cazul ăsta. Mi s-a părut că e cam ieftinache, aparent. La astea două nu prea vin oameni, nu știu de ce. Oh, oh, să rămână. Cât ați colectat? Hello! Ah, am colectat gen random. Ok. Ok. Vreau să le pun pe astea la alt preț, că pare că stau cu ele și în timp ce eu nu iau bani pe ele, plătesc lora. Bun. Hai să punem chiria cu 6500. Așa. Și cealaltă, adică asta, cât ar trebui să pun astea așa, cu 9000. Nu, e tot bun 9000. Fac 8000. 7400. Hai bă, casă, e casa la Moș Crăciun. Uși de aici. Ușdei, nu exagera, că e casă. Opa, se că avem o scrisorică. Avem un e-mail. Ok. Au băgat mașina de la ce. Hai să vedem ce mașină au băgat. Măcar să ne uităm, că de permis nu ne mai permite. A, așa am o chirie de colectat. Stai mă, să nu lovesc mașina, că nici bani să o bag în service nu mai am. Sunt sărac lipit. Bă, uite mă cum m-am dus de la Hero to Zero. Pierdut toți banii, bă. Nu mai e gata, nu mai joc la păcănele niciodată. Promit pe episodul ăsta că nu mai joc niciodată la păcănele. 6500, hai, hai, hai. Give me the rent. Asta zic. Asta zic. A, pot să fac cursă iar cumva? E, acum? Acum mă accepti? Today the race is open. Mă frate, ce... Ce cursă e deschisă, că nu înțeleg. Mă, ce cursă, că aparent nu e asta.
What? Fi din cauza că am făcut cursa azi noapte și nu mă mai lasă? Sunt confuz. Nu mai am nici bani. Fai de capul meu. Hai la firmă, poate mai veni reclienți la casă. Stai așa puțin că... ziua asta nu prea a fost productivă deloc. Simt eu că pot să scot. Ia să vedem. Wow, 1000! Deci la 600 asta e 1000 acum. Wow, păi sunt pe plus. Easy. Gat. Și putem cumpăra Bitcoin că e în scădere acum. 39, vezi că a crescut și Kiki ăsta. Și asta și Dogecoin-ul. Ia. Sell. Și cumpăr Bitcoin acum. Îl iau la 300. Dacă se face Bitcoin 1000, să vedeți câți bani o să fac. Mai am 21.000 de dolari. Las că ne ajung. Ne ajungă. Ce facem noi cu banii ăștia? În primul rând trebuie să ne luăm mâncare, cred. Și în al doilea rând, nu știu. Hai să vedem ce putem modifica la mașina asta, că de mult mă putea curiozitatea. Salut! I want to modify my car. Culoarea. Poți să-i pun sticăre? Oh, da. Și vezi că mai am sticker aici, nu e așa? Wow, câte... Mamă, 1300 un sticker. Ferească Dumnezeu, poți să-i schimbi jantele. Uite, astea îmi plac. Și mașina să o fac roșie. Suspensie. Poți să o las de tot așa. Wow, ce tare. Bă, o modificăm, dar nu acum că n-am bani. Sunt sărat lipit, sincer. Sunt vai de capul meu. Hai să modificăm, hai. Poți să modific tot odată? Modify my car. Culoare. Mamă, ce e aici mâncați așa, blend. Blend color, blend traci. Nu știu ce fac astea. Uite așa cu reflexii. Wow! Păi ești nebun cum arată. Poți să amestec cu a... Băi! Deci e reală cum arată așa. Mamă, cu albul ăsta cum dă. Roșu cu roșu. Și... poți să... Aha! Deci pot să o amestec cât de mult doresc eu. Să-i pun reflexii gen pe negru ăla. Să-i pun reflexii de alb, spre exemplu, pot. Sau reflexii de... turcoaz. Și uite cum arată de mișto. Ok. 50. Sticker. Nu prea e nimic interesant la sticăre. De ce toate stickerele sunt cu femei pe ele? Nu înțeleg. De ce n-am pus și un Pokémon, un Pikachu, un ceva? Pus femei ca să aleg eu femei. Buze, nu. Flăcări, ex. Nu-mi place niciunul, sincer. Nu mă place niciunul. Dungi albastre. Ce, Doamne, iartă-mă sute astea? Astea de pompieri. Bă, ce dracu-s mă astea? Ia flăcările astea, ce să mai... Jant! Nici nu se discută. Mi-a plăcut din prima astea. Suspensia... Bă, o ridic, o fac așa mai înaltă. Și la numere... dat. Mamă, dar ce culoare dubioasă are acum. Arată bine. Și jantele și tot. Cred că ar merge aici cu reflexii galbene să se asorteze cu flăcările. Ia să vedem. Cu reflexii galbene. Color. Și reflexia să fie spre galben cumva. Așa. Mamă, și așa arată bine. Dar vreau mai mult galben, nu...
Înțeleg blendul ăsta cum funcționează, că e dubios să-ți fac. Roșu am stabilit că îmi place roșu ăla. Poate puțin mai închis așa. Dar îmi place roșu. Și aș vrea să pun galben ăsta. Ok. Galbenul ăsta maxim. Dar mi-l blendează dubios. Adică dă urât cu flăcările și dacă nu blendez deloc, îmi rămâne așa. Deci parcă aș vrea niște reflexii așa, dacă mă întreb pe mine. Bun, hai să o lăsăm așa. E destul de top. Wow, cât de tare. Și se schimbă în funcție de, se schimbă în funcție de lumină. Ma, ce de mișto arată. E dubios, dar și mișto în același timp. Wow. S-a auzit o frână. A, cred că am atins eu aici. Mm-hmm. Pun o azorel niște mâncărică. Mai socializăm puțin aici cu doamna? Ia să vedem. A, nu e acasă. Ok, bun. Băgăm la somn. Băgăm la somn ca să mai facem niște bani din chirii. Bă, trebuie neapărat să strâng bani să iau... Băi, că astăzi n-am produs nimica. Am pierdut bani și aia m-a cam scos din schemă. Azi n-am fost productiv absolut deloc. Absolut deloc n-am fost productiv azi. Bună! Ce faci? Hello, my love. Mm. Wow! Wow, ia. Yeah. N-are energie, băi! Mă ține, bă, cu botul la garbă. Bun, hai să mergem. Hop! Uite, sunt mai multe pământuri pe care pot să le iau. Au același preț, într-adevăr, dar sunt mai multe parcele pe care voi putea să construiesc, cred. Că altfel n-ar avea de ce să fie acolo. Bă, dacă tă poliție, nu vine să cred. Ia de frate și Michi. Mamă, 2600, cam puțin ți-am luat. Bun. O, ușor că... Doar ce-am vopsit-o. Cu reflexe și inflexile astea pe ea. Iată, ce pe și asta să nu prea mai țin? De când o modificai, nu prea mai țin frânele. De ce se întâmplă? Cred că de la vopseaua aia. Ok. Bun, băiat bun. Avem o chirie. Mamă, vezi că am dus în 40.000 iarăși. Putem să mai închiriem case. Sau putem să mai luăm pe cineva care să ne colecteze chiriile. Ia să vedem pe cine abordăm. 1700. Mamă, ce sărăcie. Bun. Ce faci, frate? I-am zis că-l văd că are foarte multă energie și a zis că viața e scurtă și trebuie să ai... Doamna, cred că ne ajută la chirii. Ia să vedem. I'm strong, ok. Nu, toate astea tinere ne ajută. Bunăciunile ne ajută. Salut! Timothy! Te vezi că nu mai văd din alea tinere care ar putea să mă ajute. Hai să căutăm moduduie ceva care să ne ajute să colecteze chiria. Gen, să avem două ajutoare, eventual, nu unul. Și pe urmă să dăm upgrade și la contabil. Și v-am zis, primul scop al meu e să cumpăr parcela aia. Hop, 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 că am văzut o duduie care ar putea să mă ajute. Salut! E un eveniment în parc. Care, doamne, iartă-mi e parcul? Zic că e un eveniment în parc, dar eu nu știu care parcul, aia e problema. Eveniment în parc. Mă, care să fie parcul? Da, îi spun că e frumoasă de față cu ăsta și nu se spură. Îi spun și lui acum. Nu vrea să e foarte irascibil. Bă, unde e parcul? Ci că e eveniment și că aș putea să fiu interesat. Doamna, cred că mă ajută cu chiria. Hai, dă-te jos, dă-te jos. Doamna, mă ajută cu chiria, fii atent. Bă, nu mă mai ajută. Nu mă mai ajută nimeni, mă.
Bă, ce? Oh, gata, că am găsit ce trebuie. Și pe stânga și pe dreapta, dacă mă grăbesc, le prind pe amândouă și le încerc. Le încerc în sensul să văd dacă vor să mă ajute. Ai un ochi foarte... Bă, în carp... Bă, unde e parcul? La asta flex, că sunt agent imobiliar. Bun, hai să vedem unde e parcul. Vreau să mă duc în parc. Stai! Pe loc și nu mișca. Stai! There is a new club opening. Unde sunt cluburi, cluburi și parcuri? Nu înțeleg. Unde sunt toate activitățile astea? Ia să luăm pe partea asta. Ci că sunt chestii în oraș de care eu nu știu. Hai, bă! Uite, mă, îmi strică mașina. Ia! A, încă nu e băgat. Wow, m-am crezut că s-a dat drumul și că asta voi face acum. Licitațiile sunt închise. N-am prins din licitații astăzi. Bă, o zi foarte neproductivă, dacă mă întrebați. Casa asta nu vrea să se dea. Ia mă să o pun mai ieftin. Cu cât să o pun, mă, mă? Cu cât să o pun? 6500, ia. Ia, 4500. Vine cineva la 4500. Trebuie să parchez bolidul aici. Să le arăt la oameni că eu chiar fac bani cu agenția. Parchez așa la fiță. A, nu rămân roțile, mă, îndoite într-o parte. Ia, vine cineva sau... Mă duc să-mi ia de mâncare până vine lumea. Aia că se îngrămădesc. Ia uite, ăla eu, ăla eu. Fac două beri, așa de control. Ăla eu, ăla eu. Eu te știu câți clienți am. Nu știu pe care să-l servez primul. Mamă, dulce cu bere. Cum o fi să mănânci dulce și să bei bere? Că cea mai plasă combinație. 69. Hai să mai mâncăm până facem 100%. Vreau să fiu... Sătul. Pe deplin. Mai bag două beri. Mă, te vezi, nu vine niciun client, nu înțeleg. Ce au cu mine? Skills. A, da, chiar iasă de... Ne-a mai pus la skill-uri? 491. Încă nu putem, nu? Nu putem. 500. A plecat și contabila. Hai să mâncăm. Începem cu berea. Chips. Din cobere. Gata, am 100%. Bun, păi, n-avem ce să facem. Va trebui să vindem și casa asta și v-am zis, următorul meu task e să cumpăr o parcelă de pământ, să vedem care e treaba acolo. Vă mulțumesc pentru vizionare. Îmi pare rău că nu... N-am putut să mă abțin să țin de bani, să fi făcut ceva mai productiv, dar data viitoare vă promit că o să cumpărăm parcela cu orice preț, o să facem și XP-ul până atunci, o să-i dăm de mâncare și lua Azorel că uitați-mi treaba asta și acum eu mă bag la somn, iar vă urez o zi minunată. Pa, pa!